Salut, prieten! Zilele astea am mers cu un Renault Espace 2015 și am zis să vi-l arăt și vouă. Cam așa arată mașina din față. Avem LED-uri pe poziție. Nu arată rău pentru o mașină de familie. Așa arată și din lateral. Vedeți că avem o mașină destul de mărișoară. Asta este spatele. Haideți să vedem și cât loc avem de bagaje. Asta este portbagajul. Aici avem scaunele, dacă vrem să le rabatăm. Deci ea normal vine așa cu 5 scaune, dar sub ăsta aici putem să mai ridicăm încă 2 scaune în portbagaj. Astea două din spate, dacă le ridicăm, pierdem destul de mult loc din portbagaj și locul e micut, să zic că copii ar merge până în 10 ani așa, stau lejer aici în spate. Adulții nu prea au loc, adică să luați în calcul dacă luați pentru familie. Și acum să vedem și în față unde e mai interesant. Așa arată panoul de bord. Asta este maneta. Interesantă maneta asta de la Renault. Pe ușe comenzile la geamuri, oglinzi. Și haide să urcăm la volan. Cam așa vede șoferul imaginea aici din față. Parbrizul e destul de mare. Deci se vede foarte frumos dacă plecați la munte să vedeți peisajul. Așa arată ceasurile de bord, astea se pot schimba, culori, tot ce vreți voi aici, că e digital. Aici avem panoul principal, meniul mașinii, avem și masaj în scaune, deci cei de la Renault ne pun foarte multe, ia să vedem, masaj, foarte multe opțiuni. Acum dacă dau pe on, începe să facă masaj scaunul la șofer. Asta e tare. Bun, deci ai schimbat tot. Culori la, și pe aici faceți cu roșu, cu albastru, cum vreți voi, deci pe partea electrică stă bine Renault. Comenzi pe volan. De aici avem să dăm muzica mai tare, mai încet, deci aici ne jucăm la muzică. Schimbătorul ăsta îmi place. Deci dacă vrem să dăm pe drive, adică să mergem în față, îi dăm în stânga și în jos. Și acum e pe drive. Dăm o dată așa, e pe neutru. Apăsăm o dată pe asta, pe parcare. Și pentru marșarier, dăm așa și așa. Și mașina o ia în spate. Pornește camera, senzori de parcare. Aici avem și cameră în spate. O lăsăm în parcare. Aici avem pilot automat. Deci când mergem pe autostradă, punem aici și setăm de aici din volan viteza. Dăm mai tare, mai încet. Doar de la volan ne jucăm pe autostradă. Putem să oprim. Aici e frână de mână electrică. Acum am oprit-o. Am pornit-o. Aici sunt modurile de condus. Vedeți, avem confort, sport. Când dăm pe sport se schimbă și ceasurile. Acum s-au făcut roșii, vedeți? Interesant. Deci acum e pe sport. Apropo, mașina este 1.6 diesel. Cu toate că e așa de mare o mașină de familie, avem motor de 1.6 diesel. Dar este cu două turbine, adică o forțăm puțin când vrem să mergem mai tare cu ea. Să vă arăt și torpedou, să vedeți cum sare de aici. Destul de mare torpedou. Și loc mai avem și aici pe la picioare. Deci mai avem și pe acolo niște loc, adică sub bara asta de aici. Avem și o cotieră destul de generoasă aici, în dreapta. Avem și o cotieră mare aici. Stă bine la spații. Am fost plecat în concediu cu ea și pot să vă spun că am așa o părere bunișoară despre ea. Deci cine vrea o mașină mare de familie, se comportă bine la drum. Cutia schimbă bine. Motorul pentru 1.6 trage destul de bine. Uitam să vă arăt ce e mai important. Uzura scaunului la șofer. Cam așa arată. La kilometrile astea 239.965. Adică la 240.000 de kilometri, cam așa arată volanul, schimbătorul și scaunul la șofer. Că asta e cel mai important când luați o mașină. Sunt primele semne de uzură. Arată destul de ok. Și asta am vrut să vă arăt, prieteni. Mașina este a cumnatului, o are de 2 ani de zile, fără probleme, doar motorină și revizii. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!